Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem o etalarea temporală, să vedem ce vă așteaptă în viitorul apropiat ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Balanță, cei cu ascendent, ascendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, viitorul apropiat, Balanță. Deci, la tine aici este un mesaj foarte specific. Cred că tu realizezi, ai fost până acum într-o indecizie. Ce să fac pe mai departe, ce să nu fac pe mai departe. A fost o chestiune de probabil căsnicia ta, relația ta, o relație de afaceri cu cineva, o relația ta. Să știi că am văzut și la gemeni asta. Probabil că ai ceva de la gemeni sau ai gemeni sau ai de-a face cu o persoană din gemeni, taur, fecioară, capricorn. Tu discuți cu persoana asta sau lași pe cineva să plece, ori discuți cu persoana asta și spui: nu cred că ne-am potrivit vreodată, nu cred că, sau tu cu tine vorbești, nu cred că aș mai avea. Da, pentru că văd foarte multe pentacule la voi. Poate mulți dintre voi aveți și copii împreună sau copii dintr-o altă relație, luați cum rezonează. Ideea este că ai avut un conflict interior foarte mare tu în trecut. Vreau, nu vreau treaba asta. Poate am vrut să fac lucrurile să meargă pentru iubirea de copilul meu, copiii mei. Poate am vrut să păstrez persoana asta lângă mine sau poate am vrut să fiu cu persoana asta pentru că nu mă puteam detașa de trecut. Poate că am gândit lucrurile prea logic. Poate că, pentru că pe aici asta realizezi. Lucrurile nu s-au mișcat aici de niciun fel. Ce mi-am dorit eu și ce am avut eu? Mi-am dorit și ce am creat? Pentru că este creația ta asta. Este creația ta. Ideea este că avem un final pozitiv cu ceea ce realizezi tu că vrei pe viitor. Pentru că, de ce ai fost nemulțumit aici sau nemulțumit? De ce cu 4 de bâte? Cred că avem un conflict tot timpul cu alte persoane din exterior. Și nu priveai ceea ce se întâmplă în interiorul tău, ceea ce este cel mai important. Ce iubesc eu să fac? Ce îmi place mie să fac? Ce m-ar face fericit, fericită? De ce sunt... Pentru alții dintre voi am un mesaj specific. Poate că ți-ai dorit prea mult și nu este, niciodată nu este ok lucrul ăsta. Tot timpul ai fost nemulțumit, nemulțumită de partea asta financiară. 8 de monede și 2 de săbi. Hai să spun un lucru. Ceea ce văd la tine aici. Cineva spune aici: eu aveam deja tot ceea ce... Să spune că lucrurile după care râvnești sau pe care ți le dorești, tu le ai deja, dar nu realizezi. Eu le aveam deja, toată bogăția aia pe care eu mi-o doream. Dar n-am știut să o apreciez. Eu aveam deja toate lucrurile astea. Pentru alții dintre voi am un alt mesaj. De ce căutam tot timpul sau de ce aveam... Pentru cineva aici, trebuie să spun, ai avut frică de abandon. Frică de ce ar putea să se întâmple. Clar tu n-ai gândit, n-ai simțit, mai bine spus. Te-ai lăsat și ți-am spus, ai, cred că ai gemeni, că văd ce am văzut la gemeni. A fost totul bazat pe logică la tine. Parcă n-ai văzut, n-ai auzit. Probabil că ai avut două persoane care ți-au vorbit sau două persoane care dezechilibrul ăsta, pentru că tu ești în zodia ta, echilibru, balanța, ok? Treaba aia care tot timpul nu este egală niciodată. Tu vei ajunge la un echilibru pentru că a fost un conflict foarte mare mental la tine. Și am spus și la gemeni și o spun și aici dacă ai gemeni sau dacă ai de-a face cu cineva din gemeni. Nu te poți baza pe logică, ăla e un computer, ăla e un matrix în care tu vei trăi,
o viață întreagă. Aia e păcălirea. Că tu niciodată nu te conectezi cu inima ta să știi ce-ți dorești cu adevărat și dacă ai luat decizii din inimă bazate pe empatie, dragoste, omenie, compasiune, lucrurile ar sta altfel. Nu bazate pe logică, că logica distruge și te distruge și pe tine. Nu poți trăi în logică. Am spus și la gemeni, clar cineva aici are și foarte mult gemeni. Clar ai foarte mult gemeni aici sau ai de-a face cu cineva din gemeni. Și cred că aici tu asta spui. Nu este ok ce am făcut. Deciziile pe care le-am luat, ce mi-am făcut mie, ai luat decizii bazate pe mândrie, orgoliu, gelozie, logică, ego. Și aici aș rosti echilibru și spui, la ce atâta conflict mental? Și de bute și, uite, o să-ți explic imediat. La tine a fost și foarte multă nesiguranță, teamă de abandon, teamă că vei fi înșelată, teamă că cineva este mai bun decât tine. Nu există așa ceva. Atunci când tu ești în păcat cu tine și cu viața ta, trebuie să nu compari ceea ce ești tu cu exteriorul. Niciodată. Niciodată. Nu există comparație. Nu există persoană mai bună și persoană mai rea. Nu există mai mult și mai puțin. Nu există. Ok? Asta nu există. Este o iluzie. Este tot o capcană a minții în care asta este lecția ta cea mai mare. De ce? De ce m-am dezechilibrat? Exact cum am spus. De ce m-am dezechilibrat atât de mult? Să obișnuiți de pentacle. Uite, exact cum ți-am spus. Am văzut acolo pești gemeni. Cineva are pești gemeni aici. Ori tu realizezi asta despre persoana ta. Pentru, uite, este cartea ta. Ai avut un conflict cu o suferință foarte mare. Ai niște regrete foarte mari. Tu nu mai vrei viața asta. Nu mai vrei stilul ăsta de viață. Nu ești tu. Nu ești tu și n-ai fost niciodată tu. N-ai fost niciodată tu. Asta realizezi. A fost logica. Regele de sâmbii, regele de cupe. Ceva a fost foarte toxic aici și să știi că se termină. Codependențe, teamă. Tu ți accesezi inima și alegi dragostea. Alegi dragostea. Indiferent sub orice formă vine ea. Alegi dragostea, te alegi pe tine. Alegi ce te împlinește pe tine. Și asta e un lucru extraordinar de important și esențial pentru tine. A fost o lecție care te-a învățat să pui mai presus dragostea de orice. Și nu numai dragostea, că tot asta înseamnă compasiunea. Viața ta, viața celor din jur și să înțelegi ce nu mai este bun pentru tine și ce este bun pentru tine. Pentru că de foarte multe ori ne regăsim în situații în care spunem de ce se întâmplă lucrul ăsta sau de ce am ajuns aici. Clar nu ești bine dacă îți pui întrebarea asta. Și dacă se întâmplă o schimbare neplăcută în viața ta, te întreb de ce s-a întâmplat. Pentru că probabil undeva, cândva, tu ai cerut-o, ori divinitatea a luat o acțiune asupra vieții tale să-ți arate că nu ești pe drumul cel bun. Poate relația ta nu a existat reciprocitate. Dar văd ceva foarte frumos. Este ceva foarte frumos ce urmează. Accept ce s-a întâmplat. Accept vindecarea pornește de la tine. Iar spun. Vindecarea pornește de la tine. La ce vei renunța tu aici? Uite exact ce am spus. Tu ți-accesezi inima. Și sunt mândră de tine că faci lucrul ăsta. Pentru că până la urmă nicio supărare nu aduce nimic bun, ok? Nici o supărare. Și tu lași neseriozitatea și uite, exact ce am văzut la gemeni, că ai avut de-a face cu un taur, că nu, că e gemeni, că e pești. Tu spui, a fost o atracție fizică, atât. Sau am făcut-o dintr-o dorință de răzbunare imatură,
de, sau dintr-o, dintr-un orgoliu, dintr-o mândrie, să-mi arăt eu mie ceva, să arăt cuiva ceva. De fapt și de drept în viața asta nu arăți nimic nimănui. Ți-arăți ție. Este vorba despre tine. Tu ești în rolul principal în viața asta. Tu ești regizorul vieții tale. Cum faci lucrurile, așa vor evolua. Cum îți aștern lucrurile, așa vei dormi. Și când ajungi în situația neplăcută în care nu știi de ce ai ajuns acolo, trebuie să știi că există și cauză și efect. Cauza? Efect. Iar ăsta nu este un lucru pe care să-l iei, din contră, să nu-l iei ca pe un afront, să-l iei ca pe o trezire, o trezire, indiferent de vârstă, ca pe o trezire. Pentru că atunci când ai să conștientizezi că faptele tale sunt efectul de acum, pe mai departe ai să-ți creezi viața într-un mod frumos, într-un mod corect pentru tine, într-un mod în care ceea ce manifesti aia ai. Ce vreau? Dragoste? Trebuie să dau dragoste. Ce vreau? Compasiune? Trebuie să dau compasiune. Ce vreau? Reciprocitate? Trebuie să dau reciprocitate. Ce vreau? Respect? Trebuie să-i respect pe cei din jur. Ce vreau? Liniște? Trebuie să aștern liniște. Ok? Sau să stai în păcat cu tine. Ce vreau? O căsnicie fericită? Trebuie să o aleg cu inima. Nu cu orgoliu, nu cu mândria, nu pe bazată pe atracție fizică. Ce vreau? Lucruri materiale? Alea o să vină, nu trebuie să le dorești. Ok? Pentru că trebuie să înveți că nu poți iubi banul. Iubirea de bani nu este importantă, pentru că Dumnezeu se supără când iubești banii. Trebuie să-L iubești pe El mai presus de tot și toate. Și iubindu-L pe El, te iubești și pe tine. Ok? Asta este mesajul cel mai important aici. Cel mai important. Nu poți să iubești banii. Banii nu sunt o persoană, nu sunt un individ, nu e o individă, nu dormi cu ei, nu trăiești cu ei, nu mănânci cu ei. Sunt esențiali aici pe pământ? Da. O să-i ai? Da. O să mai ai acea disperare pentru ei? Nu. De ce? Pentru că o să înțelegi că liniștea ta sufletească este mai importantă de atât și că nu asta contează. Contează, vei avea, te vei descurca, dar nu trebuie să aspiri să ai, ok? Pentru că nu ți aduce nicio fericire. Este o iluzie și va fi mereu pentru cine vrea asta. Este o iluzie. 10 de cupe. Ce te așteaptă cu 10 de cupe? Șase de bâte și 10 de bâte. Da, asta realizezi tu. 6 de bâte și 10 de bâte. 4 de cupe și justiția. Ori nu mai vrei căsnicia asta. Nu mai vrei să ai de-a face cu persoana asta. Nu mai vrei să te învârți în roata asta numită karmă. Spui gata, am înțeles. Am înțeles. Gata. Până aici. Începe schimbarea mea. Până aici. Pentru că eu am vrut să fac treaba asta, dar nu știu, cade la zodia asta. Hai să cade la zodia asta. Explicația roții pe care nu o s-o fac foarte amplă din punct de vedere spiritual, ca să înțelegi, nu știu dacă asta e cea mai potrivită roată din toate taroturile pe care le-am eu. Dacă mai era o roată aici care era mai potrivită. Să-ți explic roata, să-ți explic karma, ce înseamnă karma. Și pentru foarte mulți dintre voi care o să vedeți. Asta este descoperirea mea personală. Ok? Mă rog, prin numerologie, prin multe. Roata este karma. Dar este o iluzie. De fapt și de drept trebuie să-ți o plătești. Dar, într-o zi trebuie să ieși din ea. Și cum ieși din ea? Cum ajungi la sursă? Cum ajungi sus? La divinitate? Cum? Cum ai parte de trezire? Cum nu o să te mai învârți aici? Cum? Pentru că totul pleacă de aici. De la Adam și Eva, de la primii care au fost, de la începuturi, de unde s-a pornit greșeala. Ca să te conectezi și să accesezi sus, trebuie să pleci de la dreapta sus, trebuie să pleci anume de la
trezirea ta, de la conștientizarea că trebuie să te întorci înapoi la sursă. Că asta e sursa, dragostea. Nu partea materială. Nu matrixul ăsta în care te învârți, gambling. Ok? Iluzia. Iluzia că tot ce este palpabil, tot ce este aici, tot ce vezi, tot ce strălucește, ar fi fericirea ta. Nu aia e fericirea. Fericirea este lumina, compasiunea, dragostea, împăcarea ta cu tine. Asta este fericirea cu adevărat. Am explicat așa pe scurt. O să o explic într-o zi mai amplu. Și, că asta vreau să-ți arăt, scuze-mă, că am omis ceva. Dar nu asta arată, aici arată. Justiția este în sus, unde îți pun eu. Uite, justiția este sus, da? Karma. Ca tu să ieși din treaba asta, a trebuit să înțelegi treaba asta, că ți-ai învățat lecțiile. Gata. Odată ce ți-ai învățat lecțiile, ți-ai împlinit misiunea și nu vrei să mai repeți același greșel, ai ieșit din cerc. Nu mai visezi, nu mai ești într-o iluzie, nu mai trăiești în vise și în confuzie, în deziluzii, în chestiunea asta întunecată. Nu mai trăiești. Vreau să văd... posibil aici ca cineva să aibă litera CLM. Chiar E. Justiția și parte cu pe... Ce ți-am spus? Te întorci la sursă. Care-i sursa? Dragostea. Te reîntorci acolo. Ai uitat să... Și acest nou început o să evolueze rapid. De ce? Pentru că tot ce a însemnat umbră pentru tine în privința ce e lumea asta, ce e pământul ăsta, ce vreau, ce nu vreau, ok? Se transformă în claritate. Și de ce ești aici? Uite, exact cum am spus, nu mai ții de roată, gata, ai plecat. Asta e cel mai esențial lucru, nu numai pentru voi, balanțele, pentru toată lumea. Să nu faci jocul acestei roți. Nu-l faci în continuare. Bun, ai venit, ai avut de plătit, ai avut de încheiat, ai avut de... Asta trebuie să audă mult dintre voi. Trebuie să vă comunic multora. Ai avut de încheiat, ai avut de... Dar dacă tu te învârți aici, asta e ce vrea ăla de jos. Ca tu să trăiești încă în iluzia asta pe care el a creat-o. Ok? El a creat treaba asta, ca tu să crezi că ești bine cu tine. Și apoi cauză și efect, cauză și efect. Te tot învârți, tot merge rău, 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 rău și spui... Dar de ce? Păi de asta. El n-ar fi vrut ca tu să ieși din roata asta. N-ar fi vrut ca tu să te trezești. Dar te-ai trezit? De? Și de fapt și de drept trebuie să înțelegi că nu oamenii din jurul tău sunt vinovați pentru lucrul ăsta. Altcineva este în spate care se joacă cu mintea lor. Oamenii sunt pur și simplu niște... Cum să le spun? Telespectatori, participanți la filmul tău. Ceea ce ai manifestat o să se întâmple. 6 de monede. O să ai o claritate foarte mare. O claritate foarte mare. Da. Adevărul. Îmi place. Îmi place că o să te vindești pe tine. Îmi place. Și îmi place că mesajul meu o să te ajute. Și o să renunți la conflict. Pentru că asta era lupta ta, nu era lupta nimănui. Că persoanele din jur te-au ajutat să te trezești. Asta e partea a doua. Bun. Atât am avut pentru cei din Zodia Balanță. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.